încep să înregistrez și te aranjez cât de cât și, mă rog, ți așez haina, părul, ochelarii, așa, nasul. Cumva se înregistrează și începutul ăsta minunat. Bine. Așa mi s-a arătat într-o zi. Ok. Ce vreau să zic? Nu mai stai încă o dată. Cât de drag nu ți-ar fi omul, da? Familia ta, iubitul tău, copilul tău, lumea din jur, prietenii, colegii, nu mai stai la cheremul nimănui. Da? Nu uita, tot uit, tot uit și tot mi-admir jumătatea. Mi-admir copilul, mi-admir ce face, cum face și mă las așa în admirație și într-o tânjală din asta de wow, da? Că așa trebuie să faci, că așa. N-ai treabă. Fiecare își face cum simte în lumea lui. Tu n-ai nicio treabă. Tu îți vezi de minunata ta viață, cum o faci, o transformi, o reformi. Bun. Totul ce-i în afara ta se proiectează, se reproiectează ca într-o oglindă divin. Deci tu ajungi la un nivel să înțelegi lucrurile. Tu ajungi la 7 ani în Tibet, ai tăi, nu sau omenirii. N-ai treabă cu omenirea. Omenirea are 7 ani în Tibet a ei. Pământul are 7 ani în Tibet a lui, să crească, să se împlinească, să înțeleagă unde îi culmea, da? Are softul lui, pământ, care se proiectează, care se proiectează. Tu, dinăuntru tău, îți vezi de treaba ta. Tot. Dacă tu înțelegi, deci ai ajuns la un nivel de a înțelege lucrurile, de a trece prin ce ai trecut, la greu, la greu, da? Ai săpat adânc în tine, înăuntru tău, da? Și ca și cum ai dat, deci ai săpat înăuntru tău, ai meditat, ai îmblat prin durerile tale, ai îmblat acolo, da? Ai dat. Și tu ție ți-ai dat. Acum tu, proiectând, iei. Asta înseamnă să iei puterea înapoi, proiectând lucrurile. Tu iei înapoi. Adică, ți se aranjează viața ta. Tu idei nu ai, n-ai să știi niciodată cum e viața iubitului tău, cum e viața copilului tău, am mai zis-o asta. Tu ai să știi doar despre tine, ce te privește pe tine. Păi da, și ei sunt în preajmă, ei fac parte din viața mea, ta. Nu. E așa, dar nu e așa. E proiecția minții tale deștepte a proiectat așa ceva, da? Că vezi și lumea lor și așa mai departe. Ești doar tu și lumea ta din jur. Și cum o proiectezi, așa ți se întâmplă. Ce înseamnă cum o proiectezi și cum înveți să proiectezi? Meditezi la greu, te înțelegi tu cu tine, rezolvi toate problemele tu cu tine. Tu cu tine, în tine, pentru tine, la tine, tu cu tine. Da? Dai, tu dai, tot dai înăuntru tău, acolo, tot rezolvă. Asta înseamnă să dai și în afară primești. Și primești, poate să zică fiecare ce vrea, poate să te ajute să facă lumea ta. Hai să punem, ți-a pus copilul, a făcut ce a putut, da? Că te-ai luat după copil, că te iei după iubitul sau... Se întâmplă niște lucruri plus minus la ce așteptările, acolo sunt, e un nou mod de a spune așteptări. Se întâmplă lucrurile cum ei cred e în lumea lor. Tu n-ai nicio treabă și tu te lași pe tânjală și lași lucrurile să se întâmple cum vrea cineva din preajma ta. Pui piciorul în prag, da? La tine nu se întâmplă așa. Că cineva vrea să-și facă nu știu ce, nu știu unde, treaba omului. Ai înțeles? Cât de drag și cât de aproape nu ți-ar fi.
Da? Exemplu, doi, să înțeleg, să iubesc, sunt înnebuniți, s-au întâlnit, sau, și fiecare pe drum ușorul lui. Unul își aranjează nu știu ce, altul își aranjează peste gard, peste drum, altceva. E drumul fiecăruia. Lasă fiecare să-și aibă experiența lui. Da? Tu n-ai nicio treabă cu nimeni. Cât de drag nu ți-ar fi omul, copilul tău, cât de drag, da? Experiența copilului tău. Și tu, de exemplu, copilul a făcut tot pentru tine, ce a putut, te-a ajutat, te-a, da? În proiecția care o vezi tu și înțelegi, unde ai ajuns meditând, tu înțelegi niște lucruri, dar vezi și imaginea cum e, da? Se agită, copilul tău face, drept și la un moment dat nu mai rezistă psihic. Îți pune un dulap acolo ca să, pentru începuturi, să aranjezi niște lucruri, să le vezi, să nu le vezi aruncate prin casă când te-ai mutat, nu? După ce a făcut atâta și te-a ajutat și te-a... E proiecția lumii tale, nu uita cât de mult nu s-ar zbate lumea din jur, e proiecția ta. Pentru că te lași pe tânjală și te iei după alții. Bun. După alții fiind familia ta, de aproape, sau colegii, sau prieteni. Bun. Acum, ai pus ăla, ai pus hăinuțele aia, la un moment dat ăla nu mai rezistă, că e dintr-un fel de plastic, dintr-un fel de nu știu ce, de azi pe mâine e făcut așa organizat, că las că în timp se rezolvă, da? Și în timp lași să se rezolve, nu agravezi, da, nu alergi situația. Lași să se rezolve de la sine cum trebuie să se rezolve. Nu mai dai bănuți. Ai făcut ieri meditația, ai înțeles, da? Te-ai deschis, ai deschis chakra, fiecare cum a simțit în timpul meditației, unul aici simțea altul, aici, despre bănuți, da? Bănuți, bănuți, la greu, bănuți, 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 e energia care e lăsat-o așa, proasta, să zbenguie în lume, da? E a ta, o iei înapoi. Repede, repede, 7 minute, n-am zis nimic clar. N-am înțeles ce am zis. Bun. Chakra a doua. La chakra a doua am umblat la greu cu cuvântul banii. Culme. Da? Unde e puterea, unde e sacral. Acolo. Am umblat la greu. Acolo s-au răsturnat lucrurile. Acolo a început să se vindece. Da? Acolo țâșnea și sânge și durere și tot. Da? 7 ani în Tibet. Și nu înțelegeai ce. Ce se întâmplă acolo? Ziceai, da, se transformă organismul, da. Dar tu nu erai ancorată în ceva ce îți propuneai. Erai pe pereți, da? Și tot timpul simțeai durere acolo, tot timpul, până... Deci a fost prima zi când te-ai reîncarnat și s-a pornit. Că nu puteai, că trebuia să te întinzi pe jos, că leșinai, că sânge prin toate orificiile, că... Da? Și se vindecă. Se vindecă, te miri cu ce? Nici nu știi, da? Și ieri să meditez și să zic meditorul care îl ascultam să zică bani, 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 guilt, da? Guilt și bani și nu știu ce. Și a început acolo să se vindece, da? Culme, nu e ce credeai tu sau să, da? Ai spus un cuvânt. E magic, un cuvânt. Și ziceai, nu, eu nu, eu cu banii, nu, eu sunt, da? Lux, bani, toate astea, cui lași? Astea sunt frânturile tale divine. Sunt minunate, sunt cadouri, da? Sunt divine date pe pământ, luxul, banii, ia. Și tu, nu, te-ai trezit spiritual, vezi, Doamne, cine ești? Cum înțelegi lucrurile? Și tu, nu. Simplu nu înseamnă sărăcie, da? Ai să râzi. Simplu înseamnă confort total. Da? Psihic, fizic, banul, luxul, toate astea le aduni, ți le aduni înapoi, ți le aduci înapoi, înapoi, înapoi. Da? Le primești frântura ta divină. Spațiu. Și organizezi lucrurile cum trebuie să fie. Tu dictezi dinăuntru tău. Fiecare om e în lumea lui. N-ai să știi niciodată, culmea, ești cu un om alături, n-ai să știi niciodată prin ce trece, cât de mult nu ți-ar povesti. Pentru că reflecția e din tine, da? Și în oglindă vezi reacțiile omului. Cu
cât meditezi mai mult, cu cât te deschizi, cu cât înțelegi lucrurile, omul devine tot mai înțelegător și mai blând, pentru că tu ești așa. Dar el în lumea lui, cine știe prin ce trece? Și n-ai să poți să-l ajuți, el singur se ajută. Da? Copilul tău, cine, toată familia, cine, de cine îți faci griji? N-ai cum, n-ai cum. Da? Și atunci îți vezi de lumea ta, nu te clintește nimeni, ești de acord, nu ești de acord, bună ziua, la revedere, da? Cu drag și respect și când înțelegi unde ești, divin ți se rezolvă, se shiftă în fața ta, omul se schimbă așa. Și nu că se schimbă și face cum vrei tu, nu. Îți construiești lumea ta, acolo e zâza băza. Că tu schimbi omul și el face ce vrea. Nu schimbi pe nimeni și nu faci nimeni ce vrei tu. Tu îți proiectezi așa. Că copilul, uite, te-ai mutat și te-a ajutat, că a apărut iubitul în viața ta și te ajută, el în viața lui, cine știe pe unde, pe ce cărări e de fapt, da? Că e cu tine, că nu-i culmea e, că e cu tine sau nu e cu tine, în ce vibrații se scaldă, în ce ani lumină în urmă e sau în fața ta sau în prezent, n-ai să știi niciodată. Acolo ești, ți s-a arătat divin nouă dată, înțelegi odată că m-ai zăvălit la cap. Bun, cheers, cafeaua de dimineață. Ok. Hai, de 11 minute s-a răcit cafeaua. Bun. Asta ziceam. Și nu mai iar să pui ăsta nu merge, s-a distrus dulapul ăsta, sunt prea multe haine. Când îți trebuie dulap, înseamnă că sunt prea multe haine, trebuie să scap de ele. Tot timpul ziceam, da. Cât eram 7 ani în Tibet. Pui ceva ca lumea să dureze, da? Pui ceva ca lumea să dureze. Nu contează că nu te legi de niciun loc, da? Să zicem, își facă iubitul tău, face o casă și te ia la el, da? Sau copilul tău se mută nu știu unde, schimbă și te ia la ea iar. Sau, da, nu poți să știi, familia ta, la un moment dat nu știu unde pleci, nu te legi de niciun loc. Dar și cât te-ai legat, cât ești și ești în prezent și ești într-un loc ușor, da? Faci tot ce se poate, sănătos, organic, din materiale cât de cât ok. Chiar dacă ești la mijloc, că e bun și plasticul, e bun și lemnul, e bun și, și fier, și, toate sunt bune, da? Dar tu alegi ce, cât de cât, da, trainic și ca lumea, când te muți în alt loc, cine te-ar lua sau tu hotărăști să-ți bagi picioarele în locul ăsta minunat și să te duci să-ți bagi picioarele în alt loc minunat, da? E transfer energetic, nu uita. Și tot ce ai făcut aici ca lumea, tu cu copilul tău, tu cu iubitul tău, ați făcut ca lumea, ăsta ca lumea, se transferă energetic și te muți în căsuța de alături, să zicem, construită de, nu știu ce, rude tale, sau pur și simplu te-ai dus în vizită undeva. S-a mutat acolo. Așa s-a refăcut pământul. Organic, frumos, sănătos, cu materiale, ca lumea, sănătoase, nu... Chichilimichili care le faci, ca ai repede, că nu știu să țină cu scuipat până mâine. Nu! Ai încercat asta, că și asta e o experiență, da? Ai înțeles că nu ține și pui din asta maglavai să țină, da? Cărămida pe cărămida. Acolo ești. Și nu-ți spune nimeni... Hai să facem asta, că hai să facem asta. Da? Tu știi ce îți dai ție, ce meditezi, se shiftuie lucrurile, se schimbă, da? Imaginea. Asta e imagine, asta e imagine, asta e imagine. Asta e o imagine, unde stai tu e o imagine care se schimbă clipă de clipă, pentru că tu înțelegi niște lucruri și valorile se schimbă și, da? De-aia, când se schimbă lucrurile și sar în timeline, în altă lume, ceva rezistă, ceva nu. La un moment dat, ceva ai văzut s-a deteriorat. Ieri era ca lumea, azi s-a deteriorat, da? Am înregistrat că ani au trecut, ani, sau pur și simplu ai sărit dintr-o lume în alta și peste noapte ai băgat rochia. Ții minte că nouă rochie sau o haină băgai era lungă și ziceai,
cam lungă e, dar las că e faină, că se poartă așa lung, o băgai în mașină de spălat și ea se făcea atâta tricou. Experiență personală. E și ce-ți dorești, e și ce ține sau nu ține. Ce ți-ai ales, ce ți-ai cumpărat. Da, să zicem. De-aia și să alegi. Nu era important? E important, chiar dacă ești la mijloc. Nu știu ce am tot zis, 15 minute. Da, ai înțeles despre ce e vorba. Și tu îți proiectezi, ai răbdare. Încă o dată, meditații la greu. Meditații. Eu am zis 7 ani în Tibet, au trecut, am meditat, acum sunt liberă ca pasărea. 7 ani în Tibet, te-ai reîncarnat. 7 ani în Tibet au fost înainte de a te reîncarna, înainte de noastră, da? De bea acum încep lucrurile, începe viața. Începe să se întâmple totul. Da? Și particip. Meditând la greu, când de bea acum. Și se transformă. Da? Mult mi-a trebuit să înțeleg. Păi ieri am înțeles la meditația cu bani și cu... Am zis că, păi am tot făcut și nu mi s-a deschis nimic. Lasă-o încolo, da? Fie ce, orice, fiecare am să zic, fie ce-o fie. Orice e la timpul lui, la timpul ei. Totul e la timpul, nimic nu e întâmplător și totul e la timp. Trebuie să fii pregătit. Nu ești pregătit, meditație la greu. N-ai ce să faci. Du-te și să se întâmple lucrurile cu tine, să înțelegi niște lucruri. Da? Stai în casă sau du-te și vezi-ți de treabă ca să înțelegi ceva. Înseamnă că nu e timpul potrivit. Ieri ai înțeles ceva și s-a schimbat. Fantastic! Legat de sănătate. Răbdare. Și totul e divin, nu uita. Totul e divin. Și dacă ceva nu se întâmplă cum vrei, înseamnă că mai ai de lucru înăuntru tău. Da? Pentru că ești liberă, culme e. Chiar dacă se întâmplă divin lucrurile și cumva sunt dirijate dincolo de a înțelege și de a percepe tot de tine, de energia ta pură, foarte frumos de altfel. Nu știu ce am vrut să zic, las că se mai întoarce cu dată. Așa brusc, și a plecat gândul cu tot cu... Și e super. Bine că ai ajuns unde ai ajuns și ai înțeles ce ai înțeles. Bine, acolo ești. Și asta e legat de sănătate, foarte puternic, e divin. Și totul e legat de sănătate, totul. Aia cum ziceam eu, dai din sănătatea ta. Dar ca să dai din sănătatea ta, știi cum e? Nu dau din sănătatea mea, eu așa ziceam. Dar ca să dai, trebuie să ai ce să dai, că ești toată la pământ cu sănătate. Ce să nu mai ai ce să mai dai, da? Și atunci ai sănătatea pusă la punct. Aia e important. De acolo manevrezi, da? Manipulezi cu energia ta. Energia pură înseamnă sănătate. Și de acolo se divizează în putere, în bani, în nu știu ce, în aia. Da? Energia pură înseamnă sănătatea. Sănătatea a sărit pe pământ și s-a întrupat. Sănătatea, aia. Și de acolo faci ce vrei. Din ea împarți. Te împarți ca să ai experiență în viață și să înțelegi lucrurile. Azi ești acolo, să vedem mâine unde ești.